15 iunie 2024, astăzi rezolvăm problema. Aici am un nucleu format de ceva vreme și a rămas fără matcă, așa că să văd dacă nu cumva m-am înșelat. Și dacă m-am înșelat, să văd ce am să-i fac. Bun, hai să-l deschidem. Să vedem, are ceva, nu are ceva, dacă are vreo matcă sau nu are. El este micuț și voi lua decizia îndată ce îmi găsesc uneltele. Bine, am găsit și uneltele, haideți să aruncăm o privire la această mică colonie. A plouat timp de 3 zile, dar acum nu mai ai ce să faci, trebuie să vii să vezi care e situația. Mă interesează prezența unei regine. Dacă ar fi, dacă ar fi, să vedem dacă este. Ar fi o surpriză să fie o regină, dar la cum văd eu Albina pe aici, mă cam îndoiesc să fie o mătcuță. Ar fi bine să fie, dar știu de data trecută că nu are. Deci astăzi rezolvăm probleme. Am mai multe astfel de probleme. Nu mă mai chinui cu ele ca să le dau măci și alea. La ăștia și îl iau pur și simplu și îl duc la unificat complet. Iar Albina se va orienta în direcția în care dorește. Bun, deci nu este mătcuța aici, Albina plânge. Îl las așa și mergem la următorul stup unde și acolo este o problemă. Aici problema este mai gravă datorită mărimii coloniei. Așa, aici am făcut un fu foarte bine. Mai introduc cartoane, carton. Fac eu fumul. Așa. Legăm să avem fum. Aici problema este mai gravă, că și colonia este mult mai mare. Așa. Și știu că nu are. Adică bănuiam că nu are matcă, acum voi vedea. În caz că nu găsesc o matcă aici, îl voi unifica. Pentru a determina o colonie mare, cum este și aceasta că nu are matcă, este destul de dificil, dar dacă prezența ouălelor și a larvelor lipsește, atunci mai mult ca sigur este o problemă. Și coloniile astea mari sunt dificil și cu acceptarea reginelor în mod clasic.
datorită că are o cantitate foarte mare de albină bătrână, care sunt primele ce nu acceptă o matcă. Bun, desfac toate ramele ca să mă mișc un pic mai repede. Mă interesează de fapt partea de jos, cuibul. Să vedem despre ce e vorba. Bun, o să revin cu cuibul de jos. Deci, după ce am mutat ramele, se aude plânsetul specific al binelor fără matcă sau botcă și se aude foarte tare. Acum mă întrebau că care ar fi acel sunet. Este un sunet de agitație, o bătaie din aripi, ca și când ar ventila. Și se aude un zumzeit destul de puternic. Acum am ajuns la corpul de jos și o să-mi confirme că nu are matcă, cu toate că deja mi-a confirmat. Am ajuns la corpul de jos, să vedem acum dacă chiar nu există prezența unei regine în acest corp. Ideal ar fi să mă înșel. Bun. Vedeți, albine este destul de multe, e undeva pe 10 rame. Foarte mult, adică vreo 5 rame sus, 5 rame jos. Ramele neconstruite le voi extrage. Nu mai au ce căuta în acest tub decât după unificare. Iată, nici nu mai construiește. Normal intră în bezmeticire, să zic așa, deci nu mai are nicio treabă cu un rol natural de a dezvolta o colonie. Toată treaba mea este acum să fac loc pentru a aduce nu mai e nucleu, de data asta aduc un roi întreg. Iată și aici este o ramă care confirmă lipsa reginei. Bănuiesc eu că lipsa reginei. Trebuie să rămână doar 6 rame în total. În partea de jos trebuie să rămână, unde albina să fie foarte, foarte bine îndesată. Sunt foarte mulți strântori și albinuțe, deci nu văd nici urmă de vreo matcă. Am tot amânat lucrul la el, am tot făcut alte lucruri și
Tot speram, mă, să fie o matcă, dar nu este. Din păcate, nu este nici o matcă. Aici mai este ceva puiet. Așa. De ce v-am arătat acel nucleu? Fiindcă la începutul filmului am arătat eu acel nucleu care o să-l aduc și pe el tot aici. O să-l aduc la unificat. Deci 3 rame, 4... N-are nicio mască. Bun, deci dacă nu are mască, este timpul să intru în acțiune cu grila mea. Să fac loc în această ladă păstură. Are albină tânără, are albină bătrână, are... Dacă îi dau o mască acum, șansele să o accepte ar fi foarte mici și pierdere de timp, foarte mult, foarte mare pierdere de timp, fiindcă puietul eclozează, ultimul puiet, deci a rămas fără matcă de cel puțin 3 săptămâni, deci foarte, foarte mult. Dar acum o să vină un nucleu complet. Bun, am mutat ramele cu albină sus. Deci are ceva albină. Doar pentru a pregăti această ladă. O să vă arăt grila, grila de unificare. Aceasta este. Și acum, exact la mijloc de data aceasta, să îndepărtez eu albina de aici, să curăț locul, să pun grila. După ce pun grila, mergem și luăm un roișor. După ce l-am organizat, el așa arată. Bine, acum trebuie să mă duc să aduc un roi. Este o matcă din de anul trecut și acel roi trebuie să aibă o matcă care depune foarte, foarte bine ouă, are feromonii foarte puternici, astfel unificarea unei colonii mari cu ea va fi facilă. Și imediat colonia o să-și revină, ea este predispusă la furtișac datorită lipsei feromonilor. Bine, eu mă duc și la duc. Și o să vedeți mai departe după aceea, că mi-e greu destul de... Adică nu mi-e așa greu, dar trebuie să am grijă cu transportul acelui roi. Bun, iată cam așa arată configurația după ce am adus un roi. Un roi frumușel, cu o marcă de calitate. Feromonii foarte importanți datorită răspândirilor în colonia mare. Și acum aici trebuie să punem o folie pentru a izola complet zona măcii. Zona reginei trebuie izolată. Trebuie să izolăm, fiindcă deocamdată nu vreau să treacă albina. Voi pune grila aceasta Hahnemann să apese bine pe folie. Albina poate să treacă pe sus, nu e nicio problemă. Așa, și după 3 zile o să dăm drumul la un mic acces albinei. Bine, aici punem acum. O să-i pun acum catul deasupra, are foarte, foarte multă albină.
Așa. Venim cu capul deasupra. Bun, regina este protejată. Și aici trebuie să aduc acum nucleul care l-ați văzut la începutul filmului, fiindcă nici acela nu are mască. Și ca să nu mai mă chinui cu el, îl aduc aici. Îl aduc aici și pe el. El este doar în 3 rame. Nu o să fie nicio problemă. O să fie multe de lucru, dar avem mască. Deci și albina de la nucleul de la începutul filmului, tot aici o aduc. Toată albinuța vine aici. Așa. Deci tot. Toată lumea plânge, nimeni nu are matcă. Bine, eu continui să mut toate ramele care nu-mi încaple scuturi ca să fie, o să fie full cu albina. Bun, deci așa arată. Așa arată, ați văzut toată lucrarea și acum mi-au mai rămas 3 rame. Aceste albine le scuturăm aici. Bun. Perfect. Acul acopăr. Și cam asta este. Nu am sau am să-i aduc niște folie. Aduc o folie. Aduc o folie la acopăr și asta e. Vin peste 3 zile la el. Până atunci feromonii se vor răspândi în întreaga colonie. Deci iată, astfel am procedat la salvarea unei familii. Ea albine destul de mare. Trebuie urmate doar procedurile. Acum, probabil vă întrebați ce s-a întâmplat cu nucleul ăla mutat, să vă arăt. Deci, albina care mai vine de la acel nucleu se va împărți între aceștia lați. O să iau la asta de aici, că văd că tot bate la ea. Așa, un timp va bate la ea, iar mergem acum la următorul de unde am luat roiul mai mare. De aici a fost, se vare, deci de aici a fost luat roiul mai mare. Și acum această albină
teoretic are de suferit. Iată ce de polen vine. Teoretic are de suferit. Dar acum trebuie să fac următoarea lucrare. Așa. În partea dreaptă am un roi destul de baban. O să fie un roi destul de baban. Iată, vine albina. Foarte multă albină vine. Și ce am să-i fac? Am să-i dau accesul albinei culegătoare la acest roi. Dar nu chiar direct. Am scos niște rame suplimentare care au rămas. Mă duc să le aduc. Am adus acele rame și acum roiul ăsta de aici, care a rămas, în stup va fi, va crește, va fi mare, 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 mare. Și las albinei ramele acestea, dar ea oricum va trece din coace. Și peste 3 zile îi dau drum. Mai ales că la noapte o să se ducă. Așa, punem ramele astea. Lăsăm loc. Ăsta trebuia la... mai are ceva puiet, nu foarte mult. O să se rezolve, nu e absolut nicio problemă. O să-l organizez peste 3 zile și pe el. O să filmez acum. Îi las loc de trecere. Toată albina este cu polen care vine. N-are unde să pună polenul. Mai am 3 rame, mă duc să-i aduc. Cu aceste rame, roiul ăsta va fi reorganizat în primul rând și se va dezvolta. În 2-3 zile o să închid și urdinișul. Deci iată, iată ce organizare am făcut eu aici. Așa. Acum totul este în regulă. Deci acolo am dus masca. Aici a fost un roi. Roiul este desfințat. Așa. Și acum. Știți că acum câteva zile eu am mai făcut o unificare. Vă arăt. E chiar aici lângă el. Stupul este acesta, cu 3 zile, că i-am pus grilă de unificare. O să fac următorul lucru. Așa. Am să vă arăt. Aici a fost o unificare între colonii mai micuțe. Și iată ce surpriză, lucrarea care trebuia să o fac eu, au făcut-o ele deja, adică au înălțat puncte de trecere. Asta înseamnă că matca a fost acceptată 100%, dar eu ce fac? Nu stau eu chiar așa în bază, chiar dacă ea zice că au acceptat-o pe mătcuță.
Iată ce frumos o să vă să vedeți. Deci așa a făcut această puncte de trecere ca să accepte pe matcă. Acum nu o deranjez. Nu o deranjez, oricum majoritatea albinei văd că a trecut în partea măcii. Tot ce fac este să o mai las 3 zile astfel, ca toată să fie 100% sigur că treaba e bună. Acum ele vor putea trece fără nicio problemă peste diafragmă, dar ele deja treceau, nu știu de... deja ieri puteam să fac treaba asta, dar au făcut-o ele înaintea mea. Deci treaba e foarte, foarte faină. Ăsta nu este așa mare, dar are o matcă tânără și treaba e foarte bună. Bun, cam atâta pe ziua de azi. Iată, avem 26 de minute. Aici, după ce am adus ramele, totul e în regulă, se va unifica și el. Totul e așa cum trebuie. Din păcate, trebuie și astfel de probleme rezolvate, că altfel, na, în loc să pierzi unul, pierzi doi. Încet, încet, stupina trebuie rezolvată. Aici, în ăsta mare, iar e o problemă. Mai durează vreo 5 zile până voi vedea ce voi decide. Deci probleme și probleme. Până data viitoare, numai bine!